Un deputat PNL a depus o propunere legislativă care prevede ca anumite categorii de deținuți să nu mai beneficieze de eliberare condiționată. Din păcate, în ultima perioadă am asistat la o explozie a fenomenului infracțional, ca urmare a adoptării și aplicării legii numărului 169/2017 pentru modificarea și completarea legii numărului 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Noile reglementări au condus la rezultate nefaste în ceea ce privește siguranța cetățenilor români. Realitatea ne-a arătat că cei condamnați care au fost eliberați condiționat, în loc să demonstreze că s-au îndreptat în fapt, au recidivat. Tocmai de aceea, în calitate de deputat PNL, am inițiat și depus o propunere legislativă prin care vin și corectez această situație. Propun astfel modificarea legii numărului 286/2009 privind codul penal, având ca obiectiv reducerea recrudescenței fenomenului infracțional, dar și pentru a conduce la o responsabilizare mult mai mare în actul de justiție și în sistemul penitenciar, a declarat inițiatorul propunerii. De asemenea, acesta a declarat că aceste categorii de deținuți nu merită să se întoarcă în societate, fără să plătească pentru faptele comise. În acest an, în luna mai, Ministerul Justiției a făcut public numărul deținuților care au fost eliberați ca urmare a legii recursului compensatoriu, dar și faptele pentru care aceștia au fost încarcerați inițial. Așa se face că peste 2000 de condamnați eliberați au fost încarcerați pentru fapte precum omor, omor calificat sau lovituri cauzatoare de moarte, iar alții, peste 14.000, fuseseră încarcerați pentru diverse alte infracțiuni, precum viol sau pornografie infantilă.